Din 2005 până în prezent, Primăria Suceava a dat pentru lucrările desfășurate la catedrală în jur de 1,5 milioane de euro. Ultima tranșă oferită de administrația locală a fost de 3 milioane de lei, iar prima sfințire, după cum speră edilul municipiului, va fi anul viitor. Primăria Municipiului Suceava a alocat și în acest an 3 miliarde din cele 5 la catedrală. Eu încerc să fiu optimist că va putea face prima sfințire în anul 2015, sigur că merg lunar la catedrală să văd cum evoluează lucrările acolo. S-a adus granitul, s-a cumpărat granitul care vine pus la pardoseală. Stau în contact permanent cu preoții de acolo și în măsura în care în toamnă ne convingem că este posibil să sfințim biserica anul viitor, vom merge să dăm binecuvântarea în al Preasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Suceavei și Rădăuților, să putem face undeva în vara anului viitor prima sfințire la catedrală, să face o primă sfințire la finalizarea lucrărilor la Tencuială și la Pictarii, să face două sfințiri.